care va prezenta comunicarea Pactul Molotov-Ribbentrop și consecințele lui pentru Basarabia, câteva considerații asupra implicațiilor lui în problema drepturilor omului. Vă mulțumesc! Stimate domnule președinte, stimate doamne, stimați domn, înainte de toate, cred că mi se cuvine să-mi asum răspunderea să vă mulțumesc, domnului președinte, în numele tuturor musafirilor, pentru invitația de a participa și pentru ospitalitatea dumneavoastră. Eu, personal, mă simt ca și acasă printre prieteni. Desigur, însuși faptul că s-a putut organiza această conferință dovedește, după părerea mea, câte progrese s-au putut face pe calea stabilirii unor adevăruri despre trecut. Desigur, se va vorbi mult în această conferință despre trecut, eu însă mă voi limita în timpul disponibil la câteva observații despre situația actuală a Moldovei. Uniunea Sovietică, în forma sa federativă, se destramă. Pe măsură ce utopia unei societăți socialiste drepte se prăbușea, conflicte interetnice izbucneau. Geografia și demografia au învins ideologia. Mihail Gorbaciov a recunoscut problema și a încercat să se adreseze ei. O democratizare a vieții publice, a vieții politice, o modernizare a politicii economice și o descentralizare a statului ar fi putut să oprească procesul de fragmentare, dar procesul de reformă a fost prea încet și prea slab ca să asigure succesul. Dacă Mihail Gorbaciov ar fi introdus, poate acum 3 sau 4 ani, o Constituție nouă, adică un nou tratat unional, poate că ar fi fost acceptat de către republici. Dar ce se cere pentru Uniunea acum este o nouă structură. Ar putea rezulta din 2 faze de dezvoltare. Prima va fi o scurtă zvâcnire de fragmentare completă. Vechiul sistem trebuie să fie demontat. Suveranitatea, autonomia, chiar independența acelor republici care o cer, trebuie realizată din plin, pentru că un stat nu poate să renunțe la suveranitate decât atunci când este cu adevărat liber, când posedă suficientă suveranitate ca să mai cedeze din ea. A doua fază va fi incomparabil mai lungă și mai dificilă. Republicile trebuie să găsească teren comun, trebuie să cadă de acord asupra valorilor pentru care merită să cedeze o parte din suveranitate ca să formeze o confederație. Această perioadă de tranziție va fi și complicată și înlesnită de procesul concomitent de integrare europeană. Va fi complicată pentru că unele elemente ale Uniunii destrămate vor să se dezlipească complet și să se alipiască singure Europei. Va fi simplificată pentru că Europa de vest nu vrea să trateze Uniunea decât ca o Uniune întreagă. Numai o soluție bazată pe principii confederative poate asigura păstrarea Uniunii. Problema cu scenariul amintit este că puternice forțe conservatoare din centru nu sunt gata să le permită republicilor să-și păstreze independența. Dacă li s-ar da republicilor independența, ele ar negocia relații economice și poate chiar militare cu Uniunea Sovietică. Dar unii vor susține că întrucât republicile depind pentru supraviețuirea lor de legăturile economice cu Uniunea Sovietică, li se poate contesta independența politică. Alții, ca Solzhenitsyn, cred că supraviețuirea Rusiei depinde de prăbușirea Imperiului Rus. Republicile neslave ar trebui lăsate să părăsească Uniunea.
Desigur, cadre militare superioare ruse sunt ostile fragmentării, dar în această privință ele comit o eroare. Salvarea imperiului presupune încetarea democratizării, lipsă de progres economic și mai mult conflict intern. Moscova se străduiește să oprească acțiunea spre independență, încurajând minoritățile lor la rezistență și folosind argumentul autodeterminării pentru a slăbi coeziunea republicană. Potențialul de manipulare a fricilor minorității ar fi reduse dacă aceste minorități ar fi sigure că drepturile lor nu vor fi încălcate în noul stat-națiune. Cât de departe sunt dispuse statele-națiune să acorde drepturi minorităților, odinioară dominante, care le-au fost lor însele constant negate, va constitui un test pentru primirea lor în comunitatea internațională. Participarea la familia națiunilor comportă obligația de conformare la standardurile internaționale de respectare a drepturilor omului. Acceptarea Convenției Europene cu privire la drepturile omului este o condiție a intrării în Consiliul Europei și îndeplinirea acestei condiții este o pârghie puternică care acționează asupra guvernelor să se conformeze nu numai în vorbe, ci și în fapte convenției. Republica Moldova se află astăzi prinsă între istorie și politică, între injustiția anexării din 1940 și politica prezentului. Critici ai Tratatului de Prietenie și Cooperare semnat la 5 aprilie anul acesta au declarat că el a negat dreptul popoarelor captive din Imperiul Sovietic la independență națională și de stat, în sensul că acesta este un tratat adaptat la putere și nu la apărarea dreptului la autodeterminare. Această interpretare este justă și totuși nici actul final de la Helsinki, nici carta de la Paris din noiembrie anul trecut nu fac concesii realităților puterii în ceea ce privește autodeterminarea. Carta din Paris reafirmă cele 10 principii de la Helsinki pentru îndrumarea relațiilor între statele participante, care include respectul pentru dreptul la autodeterminare, acționând în permanență în conformitate cu normele dreptului internațional, inclusiv acelea referitoare la integritatea teritorială a statelor. În cazul reunificării Germaniei, s-a văzut că reunificarea este posibilă având consimțământul părților interesate și că integritatea teritorială a statelor nu este sacrosanctă. Întrucât interesele sovietice și americane au fost reconciliate în Europa, ar trebui acum să fie posibil pentru Uniunea Sovietică să considere poziția Republicii Moldovei și să permită schimbări care sunt reclamate de către înșiși moldoveni, fără a adăuna serios propria ei securitate. Vă mulțumesc pentru atenție! Vă mulțumesc, domnule Denis Deletant, în acel număr și pentru frumoasa dumneavoastră limbă română. În legătură cu faptul că domnul Bluzma a întârziat, probabil, sărim peste această comunicare și dați-mi voie să ofer cuvântul bunului meu cunoscut, profesorului dr. Paul Michelson, Huntington College, Statele Unite ale Americii. Poftim, domnule Michelson. Am o sugestie. Vreți să ridicați sus un pic? Poftiți. Să mai circulează. Mă rog. Nu.
Luați loc, vă rog. Subliniez că asta nu trebuie să o citit din cele 10 minute ale mele. Încep cu o rugăminte. Limba mea maternă, ca și a lui colegul meu de la tant, e engleză. Dar mi-e rușine să spun că nu vorbesc numai un fel de limba română. Dar totuși m-am gândit aici, în Moldova, ar fi mai bine dacă vorbesc în limba română, chiar dacă nu e 100%. Doamnelor și domnilor, eu am pregătit un studiu dens de vreo 60 de pagini. Cred că aveți emoție. Dar nu aveți grijă. Prezint astăzi numai un fel de rezumat. Cer scuze pentru că traduc cam liber din textul englez, dar totuși sper că o să vă amuzeze în orice caz și sper că v-ați înțelege. În studiul meu despre pactul nazist-sovietic, am încercat să arată care a fost premizele al doilea război mondial. Nu discutăm aici premizele generale care au implicat pe toate guvernele interbelice, doar numai premizele specifice, adică cei care au precipitat războiul. Din studiul meu a ieșit foarte limpede. Sunt două premize specifice. 1. Pactul nazist-sovietic, fără îndoială. Și al doilea, a dubla invazie a Poloniei care a urmat imediat după pactul. Acum vreau să spicuim din concluziile mele. De la august 1939, Uniunea Sovietică a încercat să pună față bună deasupra pactul nazist-sovietic. Au spus că n-au avut altă opțiune dacă, în afară de a accepta mâna oferită a lui Hitler. Au spus că francezii și britanici au încercat să provoacă război în Est, să salvează pe ei însuși în Vest. Au spus că pentru că a fost un pact de neagresiune, nu un pact ofensiv, atunci toată lumea nu se poate să aibă ceva împotriva, și așa, și așa mai departe. Dar cum putem pune argumentele acestea? Buna credința lor este subliniat serios de câteva fapte. Primul este că pactul nazist-sovietic nu are obișnuitul clauză de excepție care apare în aproape toate celelalte pacte din perioada. Adică, provizie ca pactul este nul dacă unul sau altul din semnătorii face agresie împotriva al treilea partid. Asta dovedește clar, după mine, că Stalin și Molotov a știut motivul adevărat al pactului, adică să deschide drumul spre distrugerea Polonia și celelalte consecințe care au fost, de fapt, deja menționate. 2. Protocolul secret al pactului a fost o adevărată carte pentru agresiune și expansiune teritorială, unul care a fost folosit de Uniunea Sovietică ca și Germania nazist, folosit în plin în 1939 până în 1941 în Est. Ca URSS a înțeles clar implicații de astfel de pact de neagresiune în aceste circunstanțe, este clar. Parantetic, putem și indica o altă provizie în pact, adică articolul 7, ca pactul intră în forță
imediat după a fost semnat. Asta a fost și clar un înțelegere tacit sovietic de intenție naziste, adică chiar a dat drumul la dezenele agresive germane. Însuși textul protocolul secret vorbește foarte clar în legătură cu intenție pactele nazi-sovietic. Aveți textul în broșură care a fost pregătită, deci nu citesc aici. Al treilea, disimulare folosite de oficialitate și propagandiști sovietici în legătură cu pactul și cu protocolul secret după a fost semnat pactul, după mine este o vorbă foarte mare despre adevărate intenții în legătură cu pactul. Faptul că Uniunea Sovietică a încercat să suprimă existența protocolul secret după război, de pildă la judecatele la Nuremberg, când a fost pentru prima dată publicată, și că n-a fost publicat în Uniunea Sovietică sau chiar menționate în ușiri de cărți care discută într-un fel sau altul pactul, mi se pare aruncă niște suspiciuni asupra bună credință și motivele sovietice. Al patrulea în legătură cu asta este lipsa aproape completă de documentare oficială sovietică deasupra acest lucruri, care face nu numai să fie foarte greu să descoperim ce s-a întâmplat și de ce, dar mi se pare este conștient făcută pentru a stimula dezbaterile tendențioase și să ascunde ce s-a întâmplat adevărat. 30 octombrie 1939, Molotov au descris războiul în Polonia nițel mai cinstit. El a spus la Supremul Sovietic, a fost destul pentru Polonia să fie dat un pum întâi de armată germană și al doilea armată roșie, să sterge toate rămășițele de acest handicapat copii a Tratatul de Versailles, încheiat citatul. Putem face o comparație dintre poziția oficială sovietică și sumarul lui Andrei Saharov, unul din cele mai mari și cele mai umani indivizi în Uniunea Sovietică, istoria Uniunea Sovietică. Citat, astăzi numai orbul și surdul nu știe sau preface ca nu știe că Stalin și clica lui sunt răspunzători pentru atrocitații fără paralel în istorie. Tortură și morți milioane de cetățeni, devastarea țara, moarte de foame care a urmărit, distrugerea de ofițeri și armată și, în sfârșit, dar nu cel mai puțin, cochetarea cu Hitler, care Stalin a inițiat în speranță de a reface sferele de influență în Europa, nu numai să câștigă timpul, cum spune propaganda sovietic. Pactul Molotov-Ribbentrop a precipitat direct deschiderea, izbucnirea al doilea război mondial în septembrie 1939. Stalin a miscalculat și națiunea a plătit pentru greșeala lui cu milioane și milioane de vieți. Pactul nazist-sovietic nu ar fi trebuit o surpriză pentru noi. Ce motive este a credea că acum sau atunci, că Stalin în anii 30 a lăsat speranțele lui pentru o revoluție
mondială. Sau că el n-a vrut să destabilizeze țările capitaliste. Sau că URSS au acceptat pierdere teritoriale după primul război mondial. Absolut nimic când considerăm că în alte circunstanțe, Revoluție Mondială a fost suportat ca o țintă a Uniunii Sovietică, ca Cominternul a continuat a funcționa ca un coloană al cincilea în țările capitaliste și ca teritoriile pierdute după primul război mondial a fost reluat la prima ocazie. Cum am dovedit în studiul meu, avocația sovietică de Liga Națiunilor a fost nu o erupție de idealismul rusesc, dar numai a fost reflexie de situație de o țară în circunstanțe foarte greu care am cunoscut. Ajungem la concluzie. Concluzie. Al doilea război mondial a venit pentru că sistemul normal diplomatic de limitare și deterențe a fost inadecvat. Sistemul diplomatic interbelic s-a dovedit neadecvat pentru motive filozofice și religioase, după mine. A prăbușit din cauza criză morală și spirituală ale timpurilor noastre, de o lume care a pierdut busola, care a sabotat concepția apusană individualistă, care a creat în cursul de 4.000 de ani o societate relativă civilizată. Și în acest mod s-a dus aproape la abolirea omului însuși. S-a dovedit nepotrivit pentru că omul tehnologic a depășit mult omul moral. În sfârșit, ca rezultatul de toate aceasta s-a dovedit neadecvat împotriva sete de putere a lui Hitler, Stalin și alții și împotriva acorduri simbolizate în pactul nazist-sovietic. Noi am trăit cu aceste consecințe pentru 5 decade. Acum, aproape miraculoase, când ajungem la sfârșitul secolului nostru, viitorul s-a schimbat și poate putem scăpa de la moștenirea nenorocită al doilea război mondial, inclusiv de pactul nazist-sovietic. Ca cărturar, ca oameni, noi putem face o contribuție clară în această direcție, dacă urmărim preceptul biblic. Voi o să cunoașteți adevărul și adevărul o să face pe voi liber, începând cu o căutare și o prezentare a adevărului istoric și pe urmă procedând la o considerație a adevărului spiritual-moral al cărui abandonarea în secolul nostru a făcut posibil Hitler, Stalin, pactul nazist-sovietic cu toate consecințele ei nefaste și al doilea război mondial. Doamne, da să vă fie! Mulțumesc pentru atenție! Vă mulțumesc, domnule Paul Michelson, și pentru faptul de asemenea că ne-ați alintat în limba română și vă mai rugăm un lucru, să nu plecați acasă cu cele 60 de pagini de text despre care ați vorbit aici. Le vom publica la Chișinău. Și acum dați-mi voie să ofer cuvântul îmi vine greu să spun cine. Avem drept oaspeți doi deputați din Parlamentul Cehoslovaciei, domnul Carol Stome și Pavel Zaplital. Dumnealor vor să-și spună cuvântul în problema pactului Molotov-Ribbentrop. Vă rog, cine ia cuvântul din doi?
Stimați ascultători, așadar a luat sfârșit prima ședință în cadrul lucrărilor conferinței internaționale Pactul Molotov-Ribbentrop și consecințele lui pentru Basarabia. Noi am fost în transmisiune directă, deci ați avut posibilitatea să urmăriți comunicările. Cuvânt introductiv la ședința a rostit domnul Mircea Snegur, președintele Republicii Moldova. Domnia sa a ținut să sublinieze că istoria nu poate fi comunistă sau anticomunistă, istoria poate fi adevărată sau neadevărată, exprimându-și speranța și dorind participanților la conferință ca discuțiile dumnealor să se desfășoare sub semnul adevărului. Din ceea ce am ascultat, din ceea ce ați ascultat și dumneavoastră, mă refer la raportul prezentat de domnul Alexandru Moșanu, doctor, profesor, președinte al Parlamentului Republicii Moldova, Pactul Molotov-Ribbentrop și consecințele lui pentru Basarabia. Din cele două comunicări pe care ați avut ocazia să le ascultați, este vorba de comunicarea profesorului din Londra, domnului Denis Diletant, și comunicarea profesorului Paul Michelson din Statele Unite, Pactul Sovieto-Nazist și izbucnirea celui de-al doilea război mondial. V-ați convins că la această conferință va predomina argumentul forței și nu forța argumentului. Deci noi ne vom stărui să vă informăm pe parcurs, să vă ținem la curent cu principalele idei ale comunicărilor ce vor fi făcute pe parcurs în edițiile noastre informative. Atât, acum dăm legătura cu studiourile noastre. In the Southeast Europe, the Soviet Party emphasized its interest on Bessarabia. The German Party confirmed its absolute political lack of interest in these areas. It was predeceased by the telegram of Mr. Ribbentrop to Mr. Schulenberg, and that time the ambassador of Germany to the USSR of the 14th of August 1939 with an offer for Mr. Molotov and Mr. Stalin. This offer contained the division of spheres of interest between Germany and the Soviet Union. A. Between the Baltic and the Black Sea, there is no question which could not be solved to the full contentment of the both countries. I underline the word full. To this question belongs, for example, the Baltic Sea, the Baltic area, Poland, the Southeastern problem, etc. By it, we must understand the destruction of the states and people in those areas, included the concentration camps full of Jews and other nations in the area of the Grossdeutsches Reich and Soviet Union. Mr. Ribbentrop concludes further on in point two that between Germany and the Soviet Union there do not exist any genuine conflicts of interest. I underline the word do not exist and genuine. At this time, Mr. Ribbentrop mentioned the catastrophic consequences of a war conflict between Germany and Russia in the year 1914 for Russia, and concluded that both German and Soviet government had to expect that the Western democracies were irreconcilable enemies both to the National Socialist Germany and to the Union of the Soviet Socialist Republic. We can underline the term socialist in both expressions. He quoted that this was an indisputable interest of both countries to prevent the destruction of Germany and of the Soviet Union. It is to be understood that he meant the Hitler's Germany and the Stalin's Soviet Union. It seems that Mr. Ribbentrop tried to point out at the Soviet trauma born from the Brest-Litovsk peace and from the military weakness of the newborn Soviet state, which was unable to defy the centrifugal trends of those states and states formations which longed for the sovereign existence after the collapse of the Tsarist Russia. And in fact, the European conflict initiated by Germany was able to offer a chance of soothing the trauma of the Soviet Union in the sense of the successor of the ideology of the Tsarist Russia. Already
In the end of July 1939, the Berlin diplomacy compared its chances towards the Soviet Union with the chances that Britain could offer to the Soviets. The result was that Great Britain could offer nothing but a war alliance, but on the other hand, Germany could offer the territories desired always by the Tsarist government. That is why I emphasize the term full contentment of those both, Germany and the USSR, and the term or sentence that there do not exist any genuine conflicts between these countries. And of course, without asking other countries concerned. The Stalin's surprise following the German attack at the Soviet Union and his 3 days lack of activity, as well as the absence of the adequate military defense of the Soviet Union, demonstrates that the Soviet government expected in fact the full containment from the German-Soviet pact. Of course, included the area of the Southeastern Europe, with emphasizing the Soviet interest in Bessarabia, which is to be understood not only in Bessarabia, but in Bukovina and Herca district too. As the first reason to such conclusion could serve us also the fact that the Soviet Union asked in the end of June 1940 through Mr. Molotov Romania to grant not only Bessarabia according to the pact, but also the northern Bukovina that was originally not touched by the pact in the written form by words of Mr. Ribbentrop. And that was done on the 28th of June 1940, when both countries were invaded and occupied by Soviet Union. Nothing else could be derived from Mr. Molotov's speech in the Supreme Court, of the USSR on the 31st of October 1939. There he informed about the pacts of non-aggression and about the pact of friendship and borders, which were signed between Germany and the Soviet Union. He quoted that to wage war against Hitlerism had no sense and was criminal, as one couldn't fight the ideology of Hitlerism, as that one was by fight indestructible. He praised the clairvoyance of both the Soviet Union and Germany when they had united, and quoted the example of Poland, which was called by him the monstrous bastard of Versailles. In Russian, urodlivoye dětiště. And this all under the applauding and ovations of the members of the Supreme Soviet of the USSR. The conclusion of this is that those who wholeheartedly backed the idea of peace through socialism, irrespective of its kind, German or Soviet one, were completely mistaken. The same is to be said about the good and honest relations between the neighbors. So socialism seemed to be not the way without embarrassment. However, there is one aspect more we have not to forget. We mustn't ignore the race-national aspect of Hitler's socialism, which had to end in blind alley. The same could be applied to the other kinds of socialism with their false self-determination of nations that has the same fate, that is, in blind alley. I dare to say that in the 20th century, it is necessary to consider the right to one's own territory as well as the right of belonging to one's nation as a quite natural thing, with the absolute lack of any hesitation. And we must take it for a misfortune if anyone is forced to fight for them. We come to the conclusion that the best experiences and at the same time the greatest hopes we can find only in a democratic, on citizenship-based society, which is able, by its very ground as such, to guarantee an independent development of any country concerned, without oppressing either its own inhabitants or any neighboring country or both of them.
This is the way I understand the meaning of this conference, and when Bessarabia and other states' formations, of course, as well, will not wear the chain on its neck, it will only come nearer to the heraldic emblem, where on the auroch's head I do find no chain. Let the Almighty help us all to it. Ladies and gentlemen, allow me to thank you for your kind attention. Vă mulțumesc, domnule Carol Stome, pentru faptul că ați depus efortul să ajungeți până la Chișinău, răspunzând invitației noastre. Vă mulțumim pentru cuvântul dumneavoastră, pe care îl considerăm ca un fel de solidarizare cu ceea ce facem noi în Republica Moldova. Vă mulțumesc frumos! Cuvânt se oferă pentru a prezenta comunicarea domnul dr. Eugen Holban, Paris, Franța, care prezintă comunicarea pe tema aspecte juridice, politice și morale ale Parlamentul Cehoslovac. Îmi cer scuză. Eu am crezut că dumneavoastră ați prezentat o comunicare comună. Deci, cuvânt are domnul Pavel Zapletal, deputat în Parlamentul Cehoslovaciei. Trebuia să mă fac cunoscut cu toți prezenții. Уважаемые дамы, уважаемые господа, я хотел бы сказать в надвязании на выступление своего коллеги доктора Стоме только дополнение, что пакт Молотов-Риббентроп имеет исторического смотрения на временную действительность и для нашей страны, Českой и Словацкой Федеративной Республики, потому что он доказательством, где может развитие идти, когда есть соединение между силами зла. Как есть можно иначе понять, например, повреждение Сталина, который 23 августа 1939 году называет Гитлера молодцом и при тосте говорят, вот цитат, «Я знаю, как германский народ любит своего фюрера, а для того я пью на его здоровье». Конец цитата. В этом моменте, по договоре с неприятелем, Москва вступила в политику великих держав и для своих интересов цинически пожертвовала свободу и независимость людей Литвы, Латвии, Эстонии, Бессарабии и других территорий. Сверх того, есть антигуманнее ставить величину государства на крови, аннексии и утерпения жителей других государств, вис оккупацию Бессарабии отряды Красной Армии и против заключения договоров и Северной Буковины, которая, как уже здесь было сказано, к России никогда не принадлежала. Такое преступление не может повторять. Каждый бы имел в этой ситуации объяснение и сделать все, чтобы победил всегда только гуманизмус и человек, а никогда генералы и амбиции авантуристических политиков. Спасибо за внимание. Vă mulțumesc frumos, domnule Pavel Zapletal. Și acum ne-au rămas mai multe minute, putem noi să facem câte dorim, pentru a da întrebări și pentru a interveni pe marginea comunicărilor pe care le-am ascultat. Cine dorește să dea întrebări? Îmbinăm întrebările cu dezbaterile. Vă puteți folosi de microfoanele din sală. Deocamdată nu sunt. Atunci, da, poftiți. Microfonul numărul 4. Trebuie să ieșiți în fața microfonului. Legat de raportul domnului Moșanu. Mă rog, microfonul numărul 4. Nu. El vorbește. Am dorit să apreciați cumva cum se consideră astăzi primele alegeri din
Moldova ocupată și așa zisul referendum dinainte de 1941. Dumneavoastră v-ați referit la referendumul din care a fost propus în 1924, așa am înțeles eu. Microfonul 2, vă rog. Microfonul numărul 2. A. Ja думаю, що во время окупації нельзя говорити о референдумі по міжнародному праву. Viorica Moisuc din București, Institutul de Studii Sud-Este Europene. Aș vrea să mulțumesc domnului profesor Moșanu pentru magistrala sa conferință, care de fapt a spus totul și ne-a rămas nouă istoricilor foarte puțin de a mai spune în legătură cu toată această istorie tragică a românilor de-a lungul celor două secole care au fost de la primele începuturi ale mutilărilor teritoriale ale pământului românesc. Aș dori să adaug un singur lucru, și anume faptul că aici ar fi trebuit evocat rolul armatei române, atât în 1918, cât și în 1941, în ceea ce privește realizarea